Domnul să fie binecuvântat pentru că este Domnul care ne poartă de grijă. Este Dumnezeul minunilor, așa cum se spunea, și fiecare minut din viața noastră, fiecare secundă, fiecare clipă pe care o trăim, considerați-o ca o minune din partea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Îi mulțumim, spunem încă o dată, pentru purtarea de grijă, pentru noi toți, cei care sunt plecați, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Cei care v-ați întors, vă spunem din toată inima, bine ați revenit. Textul pe care a fost citit, Luca, capitolul 5, un text foarte cunoscut, o minune, o întâmplare petrecută cu ucenicii. Ucenicii, de fapt, nu erau ucenici, erau niște pescari atunci. Și un verset care vreau să-l recitesc, puteți să rămâneți așezați. Versetul 5. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Toată noaptea să te chinui, să pescuiești, să lucrezi, să nu vezi niciun rezultat. Știți ce se întâmplă? Am fost un pescar înrăit, adică îmi plăcea foarte mult la pescuit. Pe la 3-4 dimineața ne trezeam și cu prietenii mei de pe stradă la Someș. Nu conta. Vreme bună sau vreme rea, eram la apă. Erau zile când mai prindeam câte ceva și mama râdea când aduceam niște pițule de la așa acasă, într-o găletuță. Mă, până toată ziua a stat pentru... și le arunca la pisică. Erau zile când nu prindeam nimic, dar știți ce se întâmplă? Noi n-aveam scule, nu știu ce, undițele, bețele de pescuit le făceam singuri. Mergeam în pădure, căutam bota de alun care era cea mai dreaptă. Făceam noi verigile alea așa din sârmă, specialiști. Nailonul pus pe cui așa frumos. Și aruncam. Bă, dade. Ne uitam la plută cum mergea așa în jos. Și când vedeam că trăgeam, nimic. Mai arunc o dată. Uitam și să mâncăm. Toată ziua, de dimineață până seara târziu. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva ani de zile am fost la o clinică de reabilitare, am avut ceva probleme cu șoldul stâng și la Tegernsee, acolo este o clinică specială și dimineața pe la 6 ne scoteau doctorul ăla alergat pe acolo. Bineînțeles că noi ne trezeam mai dimineață și îi așteptam pe o platformă acolo, pe un platou foarte frumos, un aer extraordinar, curat de munte și jos așa era Tegernsee, lacul acela mare. Și vedeam un pescar cu o barcă care trăgea plasa din lac. Și din când în când câte un pește, îl lua și îl punea în barcă, iară trăgea, iară lua și iară îl punea în barcă. Ei, a doua zi, curios să văd, când se duce omul ăsta să-și pună mrejele? Seara. El le întindea dintr-o parte a lacului până în cealaltă și se ducea hodinit la culcare. Dimineața mergea să adune. Așa au fost și pescarii ăștia. Dați-mi voie să vă spun că expresia asta care am citit-o a lui Petru, a lui Simon Petru, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele, n-a fost o expresie a credinței. Adică să fi spus Petru, acum cred că dacă arunc mrejele, prind o mulțime de pești. Nu. Acum dacă tu spui, învățătorule, acum, învățătorule, ca să nu te superi,
hai să mai facem un efort, că toată noaptea am aruncat, ce mai aia, știi cum zice, unde s-o dus mie amargă și suta? Ce se mai întâmplă dacă mai aruncăm o dată mrejele? Nu se întâmplă nimic oricum. Șocul vieții. O aruncăm o dată, dar o aruncat așa, oricum vin goale înapoi, le tragem goale înapoi. Șoc, pentru că când le-o tras înapoi, mrejele, pline de pești. Bă, unde ar fi fost pește atâta noaptea? Unde ar fi fost pește atâta noaptea? Parcă își băteau joc de ei, de pescare ăștia. Când aruncau mrejele peștii, op, pe dincolo, hopă dincolo, și se uitau la ei cum transpirați, asudați, până dimineața și-au prins nimic. Era o vorbă în România, adică noi pescari, atunci când... Eu zic, nu-l crezi niciodată pe un pescar. Nu. Trebuie să te uiți ce are în plasă. Păi ne întâlneam așa, alții mergeau la pescuit, noi veneam sau ne duceam. No, ce ai prins? Poa, am prins unul. Versetul 7. Ia auziți ce se întâmplă. Și 6. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Aceia, erau două corăbii acolo. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile. Și acum auziți, așa că au început să se afunde corăbile. Acum, credeți-mă, nu cred că erau niște bărcuțe de-astea, cum avem noi cu două vâsle de-astea, așa, când mai mergem pe lac. Erau cât de cât mărișoare. Pentru că ăștia aveau firmă, din asta trăiau, din asta lucrau. Au pus pește și într-una și într-alta, așa cum mai să se afunde. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Toată noaptea se chinuie, aruncă mreaja și în stânga și în dreapta, aruncă și dincolo și dincoace și nu prin nimic. Și zice Simon, dar la cuvântul tău mai aruncăm o dată. Aș vrea să vă duc în cartea lui Samuel, în 1 Samuel, capitolul 12, 15, mă scuzați, ca să înțelegem că Dumnezeu are pretențiile Lui. Dumnezeu este Dumnezeu, este sus și face tot ce vrea. Psalmul 127, care a fost recitat aici de acest copilaș, ați fost atenți la un verset care s-a citit acolo. Degeaba vă sculați de dimineață și asudați pentru o bucată de pâine, alergați de dimineață până seară, căci prea iubiților lui le dă pâine acum. Atenție la citire, nu le-o dă dormind. Le-o dă ca în somn. Adică, pur și simplu te trezești dimineața și te duci cu drag la lucru și vii seara și mulțumești Domnului pentru bucata de pâine câștigată. Dar cine doarme, zice Pavel într-o împrejurare, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Citesc. Contextul din care citesc este acea întâmplare cu primul rege al lui Israel, cu Saul, când Dumnezeu îl trimite și îi spune să ucidă cu desăvârșire pe Amalec tot și el n-ascultă. Și vine profetul Samuel și îi spune felul următor, versetul 22 din 15. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ce? Ascultarea de glasul Domnului. Dar la cuvântul tău aruncăm reaja. Dacă tu spui, o aruncăm. Dacă tu nu spui, nu aruncăm.
Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și acum, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te va lepăda și el ca împărat. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul tău aruncăm mrejele. Și un titlu generic pentru acest mesaj, ordinea priorităților. Ordinea priorităților. Ce s-a întâmplat? Trebuie să citim cu atenție tot textul. Norodul a venit, l-a îngrămădit, l-a îmbulzit, ce să facă? Să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a ocupat în primul rând de sufletele lor. Se urcă într-o corabie, în una din corăbii care era lui Simon, spune cuvântul Domnului, zice, îndepărtează-o puțin mai la val, așa mai în larg. Și de acolo predică, fără microfon, cum se spunea, fără amplificare, noroadele, norodul care era acolo, nu știm câți era. Dar în înmulțirea pâinilor în Ioan 6, și repetă și Marcu sau Matei Paremisă, spune că erau aproape 5.000 de bărbați, numai 5.000. Acum să nu fi fost 5.000, dar câteva sute au fost. Toți au venit cu scopul și cu gândul să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le predică. Pentru că pe locul întâi, întotdeauna, este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și acum versetul 14, auziți. Și cuvântul s-a făcut trup. Cine? Domnul Iisus Hristos, slăvească-i se numele. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Pe primul loc, ordinea priorităților este cuvântul lui Dumnezeu. Și îi mulțumim că avem în forma asta. Tot ce facem în biserică, cântare, orice activitate, orice desfășurare, orice se întâmplă aici, trebuie să aibă la bază acest regulament, dați-mi voi să spun așa, cuvântul lui Dumnezeu. Mi-amintesc că eram copil în biserica de unde provin și era un frate în vârstă, cred că am mai spus lucrul ăsta acolo, fratele Știr, și omul ăsta ori de câte ori se ridica, un om simplu, de o simplitate teribilă, ori de câte ori se ridica și predica în biserică, spunea, în Biblie e scris cum să te îmbraci, în Biblie e scris cum să vorbești, în Biblie e scris cum să umbli, cum să vorbești, toate lucrurile scrise în Biblie. După asta să ne ghidăm. Pe primul loc este cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu capitolul 2, haideți să vedeți. Marcu capitolul 2, se întâmplă ceva acolo foarte frumos. Este vorba de acea vindecare miraculoasă a celui slămănoc care este adus, coborât prin acoperișul casei de prietenii lui. Marcu capitolul 2, versetul 1 și 2. Auziți. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Ce se întâmplă acolo? Ce făcea Iisus? El le vestea cuvântul. Înainte ca să procedeze la minune, înainte ca să facă minunea cu peștii, dacă vreți, El vestește cuvântul. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem.
În Matei, capitolul 22, vin acei saducei la Domnul Iisus. O întrebare stupidă, o întrebare capcană. Cum va fi la înviere, că 7 frați au fost și o femeie în fine și toți au murit și cine știe ce le zice Iisus? Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți ce? Scripturile, în primul rând. Și apoi, puterea lui Dumnezeu. Dragilor, atâta de periculos este să cazi într-o extremă sau în alta. Adică să mergi bazat. Să nu te intereseze puterea lui Dumnezeu, ba mai mult să o neglijezi, ba mai mult să o batjocorești. Și să ne facem capul mare de Biblie, de Scriptură, mare, mare, studii peste studii biblice. Și citit. Dar astea două trebuie să meargă mână în mână, așa într-o împletitură frumoasă. Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Iisus le vestea cuvântul și după aceea se întâmplă puterea lui Dumnezeu, că văd minunea care s-a întâmplat. Amândouă, mână în mână. Pentru că dacă umbli numai după una sau după alta, poți foarte ușor să cazi într-o erezie. Să dai la o parte cu una și pe cealaltă să o iei, sau pe cealaltă să nu o iei și să o iei pe cealaltă, mă înțelegeți? Am întâlnit oameni care se bazau numai pe ce au visat noaptea, numai pe ce le-a vorbit Domnul știu prin mesaje profetice și Scriptură zero. Bă, nu cunoșteau cuvântul. Dacă îl cunoșteau numai așa din auzite, din ce au auzit în biserică predicând, de ce au auzit de la taică-sa sau de la maică-sa, o evanghelie de asta diluată, așa purtată din ureche, telefonul fără fir. Că dacă eu îi spun lui Raul un cuvânt la ureche și el îi spune lui Vasile lui Lidia, după aceea la Tomi și așa mai departe, sau Raelea, cine știe ce înțelege? De aceea avem cuvântul ăsta Domnului scris, care trebuie citit în primul rând, trebuie crezut și trebuie trăit. Domnul să ne ajute. Pe partea cealaltă, puterea lui Dumnezeu. Voi să nu vă depărtați de Ierusalim, le spune ucenicilor. Până când? Până când veți primi ce? O putere. Ca să fiți martori, adică ca să puteți să predicați cuvântul ăsta cu putere. Cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Știți ce mă gândeam aseară? Că noi toți suntem concentrați acum pe pești, pe corăbii, pe ucenici, noroadele. Ce s-a întâmplat cu ele? Noroadele! V-am făcut curioși? Și eu am fost tare curios. Și m-am gândit așa, mi-am făcut o imagine. Bă, ce s-a întâmplat cu noroadele? Că au fost mulți acolo. Și ucenicii în final, zice, din Luca am citit, din Luca 5, eram în Marcu acum. Zice în final acolo, versetul 11, că au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după Iisus. Pescarii, cei care erau acolo, Simon și fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan, se duc după Iisus. Lasă afacerea, lasă serviciul, lasă binecuvântarea, lasă minunea și să duc după făcătorul de minuni. Să duc după ăla care e sursa tuturor binecuvântărilor. Și zice lui Simon, Simone, pescar ai fost? Da, pescar rămâi. Numai că schimbăm pește acum. Rămân două corăbii pline cu pește. Revin la ideea ce am vrut să zic cu noroadele. Rămân două corăbii pline cu pește. Noroadele, pentru că au știut bine să pună ordinea priorităților, adică mergem ce? Că ei nu s-au dus la pescuit, categorii, nici să cumpere pești de la Simon și de la Ioan. S-au dus să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Au știut să pună așa cât au știut ei ordinea priorităților bine. S-au dus să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă,
Îl vede pe Simon că iese din corabie, pe Iacov și pe Ioan, lasă tot, nu le-au venit să creadă. Să duc după Iisus, după învățătorul din Nazaret, și acum ei erau cu un ochi pe corăbii și cu un ochi pe ucenici, cum mergeau după Iisus. Îl văd pe Iisus cum pleacă, văd și pescarii cum se duc și zic, jackpot, peștii sunt noștri. Și au început să-i împartă între ei. Știi ce, Doamne Iisuse, du-te tu în treaba ta, du-te tu cu ucenicii tăi, cu aia pe care i-ai chemat, lasă-ne pe noi să rămânem mai să mâncăm pești câți vrem. Și mâncat au. Oi, oi, oi. Știți ce e asta, dragilor? Experiența de moment. Experiența de moment. Îi mulțumim Domnului că din când în când se mai îndură și face câte o minune în biserică. Nu rămânem numai la asta. Noi suntem legați direct de sursă, de El, de Hristos Domnul, de Dumnezeul minunilor. De ei nu mai știm nimic, din roade. Dar de ăștia trei, cel puțin de Petru, Iacov și Ioan, au fost cei mai apropiați ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Dintre cei 12. Bineînțeles că au fost mai mulți, 70, ei 12. Dar cei mai apropiați au lăsat totul și au mers după Iisus. Pentru că cine-L urmează pe Iisus, cine lasă tot și-L urmează pe Iisus, pe ăla Iisus îl cunoaște cu numele. Cine lucrează pentru Iisus și pentru împărăția Lui, pe ăla Iisus îl cunoaște cu numele. Ceilalți, la grămadă. Mi-am adus aminte în timp ce notam câteva gânduri de profetul, de cărturarul Neemia, când se hotărăște să rezidească zidul Ierusalimului. Capitolul 3. Haideți să citesc. Pentru că Ezra s-a chinuit mult și vine Neemia și în câteva luni de zile se rezolvă tot. Capitolul 3. O să vedeți acolo o înșiruire de nume. Și auziți, versetul 1, marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hananae. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de ei a zidit și Zacur, fiul lui Imri, fiul lui Sena, au zidit poarta peștilor, au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile încuietoarelor și zăvoarele. Alături de ei au lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hakoț. Alături, să încurcă limba când citești numele astea, în fine, auziți. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel. Alături de ei a lucrat Sadoc, fiul lui Baana. Trec peste 5. Și dacă vreți, citiți mai departe. Alături de ei a lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronitul și oamenii din Gabaon și Mispa. Alături de ei a lucrat Uziel, alături de ei a lucrat Refaia, versetul 9. Și acum auziți ce frumos. Alături de ei a lucrat în fața casei lui Iedaia, fiul lui Haramuf, și alături de ei a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. 12. Alături de ei a lucrat cu fetele lui Shalum, fiul lui Haloheș, mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Tăți îți trecut cu numele aici. Și versetul 5, extra l-am lăsat la urmă. Alături de ei au lucrat tecoiții ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Nu-i trece cu numele. Dar nu-L interesează pe Dumnezeu. Nu vreți? Nicio problemă. La grămadă. Lasă că vin alții pe care eu îi cunosc după nume. Simone, vino după mine și am să te fac pescar de oameni. Și lasă Simon totuși să duce după Iisus.
Și în Fapte, capitolul 2, dacă citiți, după coborârea Duhului Sfânt, oamenii aceia care i-au vorbit, i-au văzut vorbind în alte limbi și niște limbi ca de foc s-au văzut împărțindu-se peste ei, unii și-au bătut joc de ei și se ridică Petru ca un stindar și predică, îl predică pe Domnul Iisus Hristos. Și în final zic acei oameni, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și spune cuvântul Domnului, câți au fost? Aproape 3.000, nu ăștia pești. Ăștia pești. De ce? Pentru că a riscat într-o zi Simon și a zis, mă duc după el. Nu știu, nu pot să-mi dau seama, dar eu cred și vreau să înțeleg că era ceva în vocea aceea extraordinară al Domnului Iisus Hristos când îi spunea unuia, vino după mine. Și spune cuvântul Domnului că nu numai Petru, Matei, Levi, care era la vamă, a lăsat totul dintr-o dată și a mers după un necunoscut, după unul pe care era ceva în chemarea aceea, era ceva în vocea aceea duioasă a Domnului Iisus Hristos, vino după mine. Câți de aici n-am auzit vocea asta care ne-a chemat și ne cheamă și astăzi, vino după mine. Aș vrea să vă întreb și să mă întreb pe mine, s-a meritat și să merită urmarea lui Hristos? Am pierdut, da. Spuneam cu ceva timp în urmă aici când aveam mesajul acela, să merită, am pierdut prieteni, ați pierdut frați poate din familie, mamă, tată. Dar, zice Petru într-o împrejurare, îl întreabă pe Iisus, când e vorba cu tânărul bogat, vine acel tânăr bogat la Iisus, ce învățătorule, te voi urma, vreau și eu să... Ai păzit? Da, am păzit tot. Îți mai lipsește un lucru, a zis Iisus. Ți legată inima de ceva. Vinde tot ce ai și apoi vino și urmează-mă. Când a auzit ăsta, că trebuie să vândă tot, pe de altă parte Zacheu zice, învățătorule, dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am luat ceva pe nedrept, dau, fac, dreg, zice Hristos, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Amin. Și tânărului bogat îi zice, ce fapt nu îi zice nimic. S-a dus, iubit de Domnul Iisus și s-a dus din fața lui, nemântuit, pentru că avea inima legată de averile care le avea. Și Petru Simon zice, păi dacă cât de nevoie, zice Iisus, vor intra cei care au bogății în împărăția lui Dumnezeu, pentru că e legată inima de ele. Asta nu interzice lucru ca să ai, să nu înțelegem greșit. Numai să nu ne fie legată inimuța de ei, vorba unui frate. Să fie. Să ne dea Domnul, să aveți din belșug să dați și la alții care n-au. Atenție, să nu ne țină cumva pe pământ lucrurile astea. Cât de-a nevoie vor intra? Păi dacă e așa cu împărăția ta, zice Simon, noi am lăsat tot și te-am urmat, noi ce răsplată vom avea? Și Iisus, oricine lasă, capătă aici însutit, tată, mamă, frați, surori. Și mai presus de astea, viață veșnică. Și-au săturat sufletele noroadele, și-au săturat și trupurile, au rămas la experiența de moment, atât, și restul nu i-a mai interesat. O, Doamne, păzește-ne de lucrurile astea. Dragilor, aș vrea să finalizez. Și gândul primordial care vrem să-l avem din acest text, ceea ce să rămânem. Să nu ne legăm de niște experiențe de moment. Pentru că, cu tristețe zic că am văzut în biserică experiențe și Dumnezeu s-a îndurat și de unul și de altul.
Dumnezeu s-a îndurat și a botezat cu Duhul Sfânt, a dat daruri. Și a fost de moment. Și parcă astăzi te uiți, nu se mai roagă, nu mai cântă. Locuiesc aproape, dar vin târziu la adunare. Sau pleacă primii, nici nu se gată bine și dispar. Dragilor, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de pres care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Unde? Unde sunt frații împreună. Haideți cu toții, cu toată biserica, să rămânem tare ancorați în dătătorul binecuvântărilor, în Domnul Iisus Hristos. Dragilor, orice faceți sau aveți de gând să faceți ceva, nu faceți niciun pas până nu întrebați pe Domnul. La cuvântul tău. Doamne, dacă îmi spui să vorbesc, vorbesc. Dacă îmi spui să tac, tac. Să nu te iei gura pe dinainte, chipurile că tu ești marele evanghelist sau evanghelistă. Așteaptă timpul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune să vorbești, vorbește. Dacă El îți spune să taci, taci. Poate că trebuie să repet din nou ceea ce spuneam cu ceva timp în urmă. Când s-a pus bazele formării acestei lucrări, Betel, eu am vrut atunci, așa încât înțelegeam și cât râfnă aveam, să încep eu să fac ceva și am să arăt eu ce putem face noi. Mă gândeam la unul și la altul și la aia la care mă gândeam atunci niciunul nu-i pe aici. Și mă sună cineva din România și zice, ce vrei să faci? Zic, da, de ce? Da, la câteva zile numai. Uite, am fost la un cer de rugăciune și Domnul a arătat o lucrare în dreptul tău. Să nu faci niciun pas ce ți-ai pus în gând să faci, pentru că dacă vei face, și mi-a spus urmările. Dar n-au trecut nici două săptămâni. Și a venit la noi un om în casă, un om al lui Dumnezeu care mi-a vorbit Dumnezeu direct prin el ceea ce trebuie să fac. Direct prin el. Și atunci am înțeles cât de important este să aștepți timpul lui Dumnezeu pentru că așa am început mesajul. Dumnezeu este Dumnezeu și are pretențiile lui să fie ascultat. Chiar dacă, atenție, ai o intenție bună, chiar dacă ai o intenție bună, așteaptă timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea lumina verde. Vă rog să mă credeți că am ajuns și la o vârstă oarecare, dar mi-aduc aminte că eram copil și mi-aduc aminte atât de clar când părinții noștri nu făceau niciun pas, nu cumpărau nicio bicicletă, nu cumpărau nicio vacă, nu cumpărau nimic, nu numai lucruri de astea, dar nu mergeau dintr-o biserică în alta până nu întrebau pe Domnul. Doamne, e voia Ta să facem lucrul ăsta. Hai să întrebăm pe Domnul. Pentru orice nimic. Bă, și pentru asta să întreb pe Domnul. Da. Pentru orice nimic, da. Doamne, e voia Ta să-mi schimb serviciul. Păi cum să nu fie voia Domnului că câștig mai mult? Cum să nu fie voia Domnului că lucrez numai un schimb și câștig mai mult ca și cum aș lucra trei schimburi? Poftim. Dar poate să fie o capcană, dragul meu, pentru tine lucrul ăsta. Poate să fie ceva care să te depărteze de dătătorul minunilor și să rămâi la mai dă-mi, mai fă-mi, mai adă-mi, mai umple-mi. Că sufletul nu trăiește cu pâine, nu trăiește cu euroi, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Dumnezeu să ne conștientizeze în ziua de astăzi să nu facem parte din acele noroade care au rămas cu peștii și cu corăbile. Că mâncat au pește până ce n-au mai putut.
Poate și a doua zi o mânca pești, și a treia zi, dar eu vă spun garantat că a patra zi s-o gătat. Și a cincea zi n-a mai fost. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu vă îngrijorați. Ce? Spuneți tare. Ce veți mânca? Ce veți bea? Și cu ce vă veți îmbrăca? Când ne uităm așa între noi, numai o privire să trageți așa, așa de curiozitate. Tare bine suntem îmbrăcați. Foarte frumos. Nu vă pă niciunul azi la modă cu blugi rupți și cu pantaloni, știu eu, sfârticați. Dar nu văd pe nimeni așa în biserică, știu eu, jerpelit sau... Băi, ne-a purtat Domnul de grijă și ne-a dat haine. Frigiderul e plin? Acum nu, plin, poate jumătate, da, așa, da, nu. Când e plin și dacă nu, sunteți mulți în casă, oricum se strică, nu? Este în el, este, nu? Este. Ce-am uitat? Apă de băut. Plouă cu găleată afară. Dar avem și de asta. Și acum închideți paranteza. Gândiți-vă pe lângă astea câte mai avem primite ca și extras, ca și bonus. Pe lângă mâncare, îmbrăcăminte și apă de băut. Câte? Păi, Doamne Iisuse, confort, nu mai vorbesc. De ce nu mere aerul condiționat? De ce mere pe tare? De ce merge prea încet? De ce, știu eu una alta, mașina nu-i mai bună, scârție ceva, trebuie să o vând să-mi cumpăr alta? Nu. Ne răsfățează Dumnezeu în fiecare zi. Dade, dade, ni se va lega inima mai tare de cer. Haideți în rugăciunea asta să ne cerem iertare Domnului, că prea mult suntem legați numai de experiențele astea de moment. Și să ne lăsăm liberi să mergem după El, că dacă El a zis că ne va purta de grijă, credeți-mă că ne poartă de grijă. Știți până când? Până când va veni El. Și după aia tot El ne poartă de grijă mai departe. Și veți fi, zice Pavel în Tesaloniceni, pururea cu Domnul. Doamne, îți mulțumim de dimineața aceasta.